Dacă te bagi în asta, o să ai o viață balamucită. De mic a iubit cărțile, iar în liceu s-a îndrăgostit iremediabil de poezie. A publicat 6 volume de poezie. Primul, apărut când avea 20 de ani, a primit Premiul Național Mihai Eminescu, iar pentru cel de-al doilea volum, Circul Domestic, a luat Premiul Academiei Române pentru poezie. În 2010 a fondat casa de editură Max Blecher. Este editorul revistei Poesis International, o revistă de poezie contemporană. Reprezintă România la diverse târguri de carte, cel mai recent fiind Târgul de Carte de la Paris. Este fondatorul unui cenacul literar, care are loc în fiecare duminică seară. Poeziile sale au fost traduse în multe limbi străine, printre care engleză, franceză, germană, spaniolă, coreană sau turcă. El este Claudiu Comartin. Bună, Claudiu! Bună, Claudia! Ce faci, Claudiu? Bine, Claudia, tu? Unde mergem astăzi, Claudiu? De aici, din Lacul Mării? Da. În Tineretului? Da. La mine acasă? La tine acasă. Și în tipografie. Foarte tare! Facem un selfie și mergem. Claudiu, tu ești bucureștean, bucureștean, jet, nu? Jet, jet. Așa, din centrul Bucureștiului, de pe aici. Să zicem. Aproape de locul ăsta, suntem în Foarte Parcul aproape, Tineretului. Da. Uh-huh. Și ăsta era parcul copilăriei tale. Da. Cum erai tu când erai micuț așa? Făceai un zbâtii sau erai mai samba? Introspectivă, așa. Samba introspectivă, da. Nu știu, cred că am fost un copil destul de bolnăvicios și din cauza asta protejat peste măsură. Stăteai mult în casă? Da. Singur? Nu, cu bunica mea. Da? Mama aia. Și ce făceai tu acasă? Citeam, mă jucam. Ce face orice De la ce vârstă citești? De pe la 5 ani m-a învățat fratele meu mai mare să citesc. Și școala? Unde a fost? Cum a fost? Școala a fost pe aici, prin cartier, școala 97. Erai premiantul clasei? Eram unul dintre premianții clasei. Da. Și după aia, liceul Gheorghe Șincai și liceul Eminescu. Eminescu ultimii 2 ani. De ce l-ai schimbat? Fiindcă am rămas corigent la matematică. Și fiindcă aici eram la informatică și na, ne-am dat cu toții seama că nu e asta chemarea mea. Aha, și cum a fost corigența la mate? Haioasă. Da? Pregătirea ei n-a fost atât de haioasă. Da. Ai luat-o cu 10? Am luat-o cu 7, că am făcut un gest din ăsta de rebel și am zis nu mai fac și ultimul exercițiu. Erau 3 exerciții, știi? Și le-am făcut pe primele 2, aveam 7 și l-am concediat pe profesor. Care am făcut să destul de multe zile. Și de aia te-ai mutat? Că nu-l mai puteai suporta? Și de aia. Nu, era clar că nu asta e treaba mea. Te-ai mutat la Uman? M-am mutat la Uman, da, unde studiam intensiv franceză. Și a fost o întâlnire anume care cumva... Au fost două întâlniri importante. Cu Octavian Soviani, care e un scriitor foarte bun, cred că unul dintre cei mai buni de azi. Și cu Mihaela Cosma, o profesoară așa mai de model vechi, o profesoară de franceză splendidă. Când de la care am învățat foarte mult. Că îi întâlnisem mai devreme, cumva m-am dus la Eminescu în clasa aia pentru ei. Știam că sunt acolo și că sunt niște profesori de elită, cum se zice. Așa. Acum. Și am făcut bine, fiindcă ultimii 2 ani de liceu au fost datorită lor și câtorva, foarte puțini, profesori au fost foarte buni pentru creșterea mea. Și aici o să-mi citești, da? Dacă vrei. Păi vreau, Claudiu, de ce crezi că te-am adus? Pentru o plimbare romantică, știu și eu. Ce poezii mi-ar citite pe vremea asta? A, tu chiar... Eu chiar filmez, tu crezi că eu țin asta în mână? E, da, nu cred că așa te simți bine. Crezi că sunt nebună, nu? Credeam că îți faci selfie-uri. Da, asta făceam. Îmi făceam selfie-uri. Râsetele din camera cealaltă. În ce clasă erai când ai mers la Olimpiada de Român? În a 11-a. Așa. Olimpiada Națională? Nu, n-am ajuns acolo. Am fost primul sub linie. Nu cred. Ar fi trebuit să mă pregătească asta pentru mai târziu. Și ai terminat liceul, am secția liceul, uman, da. Așa, Eminescu. Și facultatea de limbi străine, unde n-am făcut prea mulți purici. După un an jumate am renunțat și... Și nu-ți pare rău că n-ai terminat facultatea? Am unele momente în care regret, dar nu am nicio părere de rău din asta pe care s-o țin în mine... Nu, eu aveam nevoie să fiu cu totul liber, să pot să mă urc într-un tren și să plec. Și am făcut chestia asta ani, câțiva ani. Au fost niște ani foarte frumoși. Te urcai în tren? Da, fugi. Te duceai la gară, nu știai unde? Fugi în toate părțile. Uneori da, alteori nu.
Despre prieteni, despre palmele lor mari deprinse cu munca, despre noaptea în care un munte de om a plâns cu mine sub un nuc despicat în două de fulger. Claudiu, mergem la crematoriu. Mergem la crematoriu. Pentru că eu n-am fost niciodată aici, du-mă. O să sune probabil voit sau căutat poetic, dar într-un anumit sens copilăria mea a fost cu crematoriul ăsta pe fundal, în fundal. Pe bune? Da. Și da. Ce făceai tu la crematoriu aici? Nu făceam aici, dar jos, știi? Și cum toate se întâmplau pe acolo, era crematoriu... Ăsta. Ăsta e, da. Și una dintre primele mele experiențe legate de moarte și de înțelegerea chestii astea, care ne scapă, evident, când suntem copii, are legătură cu crematoriu. Adică? În 1996, când a murit fratele bunicului meu, care pentru mine fusese ca un bunic, a fost adus aici și e urna lui cu cenușa în undeva. E înăuntru? E o clădire lângă unde sunt ținute urnele. Și înăuntru? E spooky? E spooky și foarte frumos. Da? Crezi că ne lasă să intrăm? Hai să încercăm. Se vede înăuntru? De aici? Ai grijă. Hai să încercăm pe, crezi că ciocănim pe ușa din față. Răspunde cineva. Da, parcă suntem în familia Adams. Aici? Nu, cred că... Următoarea? Dăm spargere la crematoriu. Ce nebunie. Nu. Nu? Nu dăm spargere. Suntem anarhiști? Da, dar chiar dacă trecem de sforicica asta, nu știu cum... Fiindcă crematoriu cenușa nu mai funcționează de vreo 7-8 ani, cred. Oricum, e impresionant. Era o imagine cu crematoriu și cu fumul ieșind pe... Tot timpul era... Știi, e un sentiment de... Ok, s-a dus și cenușa. Despre liturghiile în timpul cărora mă hlizeam cu băiatul cantorului, despre leucemia Feliciei, despre imensa ei fericire când începea dansul. Eu sau gazda noastră. Cine e gazda noastră? Cătălina Matei. Ea așa. Angița. Da? Care ține aici. Ce asta? Hai să vedem și... Asta e Ion Barbu, de la Petrila. Așa. A venit și a acceptat rugămintea noastră să colorăm puțin pereții tramvaiului. Cam cine venea aici scria versuri. Ai avut și tu? Nu, și eu, dar în general fiecare scria din altcineva. A, și le pictai tu? Da, da, însă, na, la un moment dat a venit momentul... De ce? ...văruirii. Hai să scriem acum. Îți dau un pix? Hai să vorbim cu Cătălina. Unde e Cătălina? Bună, Cătălina. Am o întrebare. Lași pe Claudiu să scrie o poezie pe perete, acolo? Lasă! Ai și cu ce? Are și cu ce o scrie din memorie? Nu, scrie pentru mine. Compune o poezie pentru mine. Lasă-mă să fumeze țigară. Oh, Doamne, tăiem asta! Cam care a fost momentul în care tu ai știut că ești poet? Că asta faci și asta vei face? Pe la 18-19 ani, cred că mi-am dat seama că asta e ce vreau să fac. Cât ți s-a publicat primul volum? Nu împlinisem 20 de ani. Da, eram destul de tânăr. Așa. Și de nepregătit pentru povestea asta. Cine te-a publicat? Cum a fost? A fost că am citit într-un cenaclu, era cenaclu Euridice, condus de Marin Mincu, am publicat într-o revistă și am fost remarcat de un editor care a venit și mi-a zis, hai să... Uite, e cum se mai văd vechile versuri. Ia să vedem. Da, se mai văd. Despre ochii verzi scăpărători în care nu voi mai privi niciodată. Bănuiesc că e o perioadă în care scrii pentru tine și tot timpul scrii pentru tine. Și apoi, brusc, lucrurile pe care le-ai scris pentru tine... Poezie chiar scrii numai pentru așa, tine. Așa, brusc ajung, acele lucruri sunt citite de toată lumea. Nu știu, ești conștient, se face un declic? Se face la un moment. E o panică? E o mică panică, e o emoție. E, fiindcă te devoalezi, te arăți. Te arăți cu lucruri intime, cu prăpăstii, cu traume, cu nesimțiri. Și atunci, uneori, asta te pune într-o poziție de stat în care ești expus, în care ești fragil, ești vulnerabil. Te deschizi.
Despre asta e vorba. Dacă la proză e ceva mai complicat și sunt straturi mai mari de, pe care le acoperi, aici lucrurile sunt din inimă. Și cum e poezia ta din inimă? Nu știu, e o poezie destul de morbidă, destul de sumbră în general. E o poezie... Eu nu prea lucrez decât pe extreme, adică numai când sunt într-o parte sau în alta a spectrului lucrului pe care... Adică ești foarte morbid, trist sau în extaz. Da. Știu că spuneai tu într-un interviu că lumea își imaginează că poetul e acela care are inspirație și curge așa prin tine și că de fapt nu e așa, e multă tehnică, e multă muncă. E multă muncă, da. Cam cât muncești? Cum muncești? Cum acumulezi tehnica? Asta e că munca nu se vede numai decât. E muncă în trăit, e muncă în citit. E vorba de toate lucrurile astea pe care le forjăm în noi înșine. Și da, trebuie să citești și să scrii mult și să arunci mult din ce scrii ca să ajungi undeva. Nu merge doar așa cu inspirația. Despre batistele parfumate ale bunicului, despre răutăți și regrete și arcade însângerate și alcool împuțit. Era întrebat, nu știu, la RFI, de ce scrii? Și spuneai că e un prea plin la un moment dat care dă pe afară în viața ta și că trebuie să te confesezi. Așa ziceam. Așa ziceai. Mai spune-mi tu de ce Da, scrii. Nu știu. De obicei când primesc întrebarea asta, de fiecare dată dau un alt răspuns. Ce frumos. Din exasperare, vorba lui Joe Boxa, nu? Da, e un prea plin, mai ales la tinerețe. Cred că după aia nu mai e chiar așa. Adică ne mai golim de multul și tumultul care fac poezia când ești tânăr. Dar după aia lucrurile se mai rafinează. Începi să faci poezie și din melancolii și din sărăcirea de energie pe care o aduce înaintarea în vârstă și din cărți. Da? Și din cărțile altora. Da, pornești de la versurile cuiva, da, nu? Da. Am intrat adesea în dialog cu maestri, cu poeți afini. Pentru mine e foarte importantă chestia asta. Poezia se naște și din poezie, nu numai din prea mult, nu numai din exasperare, nu numai din sentimente alese. Adică poate să fie și așa. Nu să ale mele, sunt ale cel mai zile. Nu! Greșit, oprește-te! Ei, mă simt păcălită, Claudiu. Ai făcut cunoștință în felul ăsta cu Virgil Manzilescu. Citește-l! Tudor, dragostea mea, sunt singur, am inventat poezia și nu mai am inimă. Hai, scrie una mică, uite aici în colța ta. Aole, băi, tot se supără Cătălina. Nu se supără Cătălina, o să-i spun ce mi-ai făcut. Că nu e chiar așa simplu cu asta. Nu e simplu deloc. Jur că nu e simplu și apreciez. Hai că... Ce? Te gândești și mi-o desenez la final? Da. Promit? Hai să facem. Promite. Promit. Cum ții la critică? Cum reacționezi când ești criticat? Nu țin bine la critică, dar sigur că și asta înveți odată cu trecerea vremii. Adică să-ți mai pui în off orgoliile, să-ți educi vanitatea cu critica. Să iei ceea ce e de luat din critica aia. Fiindcă de multe ori avem impresia, fiind răniți în orgoliu nostru de creatori, că am fost înjurați. Ăsta e un verb folosit foarte des de scriitori. M-a înjurat. Ori de multe ori nu e vorba de înjurături, e vorba de niște lucruri pe care după ani, recitindu-le, ne dăm și noi seama că erau pe bune, că erau reale. Dar atunci n-am vrut să vedem asta. E bine să nu fii atât de prins în capcanele astea ale ego-ului. Și pe de altă parte, ai fost și premiat. Ești unul din poeții care l-au premiat la Academie Română și sunt mai multe. Da. Ai fost prea premiat? Nu te cred. Da, când primești genul ăsta de recunoaștere sau în orice caz confirmări la o vârstă foarte fragedă, e foarte posibil să-ți pierzi capul. Am văzut oameni otrăviți de elogiul care le-a fost făcut. Ți l-ai pierdut, zi sincer. O vreme, da. Și ce făceai? Nu știu, umblam prin lume așa și mi se părea scandalos că cei pe care îi întâlnesc pe stradă nu-și dau seama cine sunt. Și atunci e clar că dacă faci un pas înapoi și te privești din afară, îți dai seama că e o problemă și că trebuie să revii cu picioarele pe pământ. Despre diminețe amnezice și capete rase, despre fularul lui Vasea, despre râsetele din camera cealaltă. Unde poezia mea?
faci de timp? Da. Unde mă duci? Atunci când sunt lecturi din astea care se prelungesc nepermis de mult, așa, cineva vine aici și încearcă să ne prelungim. Cam strâmb, cam într-o rână, da? Acum ai scris-o? Ai compus-o acum? Cred că mi-a umblat de mult de vreme prin cap. Aș vrea să-mi fie puțin teamă pentru ei, să fiu mai ocrotitor, măcar cu cei aceia aproape de pielea mea. Hei. Păi mă duc să fumez și eu ți. Du-te și tu, să meriți. Ia-ți... Claudiu? Ai scris poezia aceea pe perete și ai zis că stătea de mult în cap. Da. Și ți se întâmplă? Umblu cu versuri în cap, dar care cumva nu ajung la mână. Nu ajung să fie spuse sau rostite. Și atunci e nevoie de un moment din ăsta în care cineva îți dă un brânci sau în care pur și simplu ți se întâmplă ceva și simți o nevoie imperioasă de a-l scrie. Despre scrumierele vorbitoare, despre furia indianului Cherokee după ce i s-a luat totul. Claudiu, mărturisesc că am citit doar cartea asta, Maestrii unei arte muribunde. E mult. E mult? Mm-hmm. Tu m-ai trimis la ea, da. Pentru că e din 2010, sunt poeme din 2010. Da, sunt 7 ani. 10 până 2017 și a doua parte a cărții este un alt ego feminin al tău. Mi-am inventat Adriana Carrasco. Într-o zi de vară un heteronim, dar o poetă mexicană. Și am scris ca ea vreme de vreun an și ceva și după aia am dat cartea ca pe o traducere din spaniolă. Ea există? Ea nu există. Ai inventat-o tu? A existat din momentul în care am făcut-o eu să există. Și cât ai trăit tu? Cam prea mult. Vreo 14-15 luni. De prin august până prin octombrie următor. Cam așa. Și ai încercat să gândești, să trăiești ca o femeie. Da, da, da. De ce? Ca să văd cum e. Și ai aflat cum e? Nu. Evident, fiindcă sunt foarte multe chestii care țin de felul în care ne trăim noi în corp, identitatea asta. Dar am arătat în felul ăsta că se poate scrie și la feminin și credibil, fiindcă au fost oameni care au scris despre cartea asta, zicând o extraordinară poetă. În România foarte puține poete scriu așa. Și, pe de altă parte, am reușit să ies din mine pentru o vreme, fiindcă am făcut chestia asta, fiindcă era prea mult Comartin în poezia mea. Uite, scrie aici Claudiu Comartin. Uf, ce nume tare ai! Ce de ai nume de poet. Da, mi-au plăcut toate. Ai super nume de poet. S-a mai spus? Că am fost întrebat cum de mi-am găsit pseudonimul ăsta. Când am zis că nu e un pseudonim, am zis, hai domnule, lasă-mă în pace, nu se poate. Da, cu ce culoare vrei să scrii? Cu albastru. Știu că tu ai fi bucuros. Mulțumesc, Claudiu. Cu plăcere. Te-am chinuit, iartă-mă. Simțeam nevoia să existe și o variantă din asta de artă. Așa. Să faci din carte un obiect artistic, adică să aibă frumusețea aia pe care mi-o doresc eu pentru o carte pe care o deschid, mai ales dacă e vorba de cărți de poezie, care sunt cărți speciale. Cum se numește editura ta? Casa de editură Max Blecher. Ce presupune munca ta acolo? Păi mai concret. Munca mea are destul de puțin de a face cu tipografiile. Trebuie să mărturisesc că sunt doar am vrut a să venim sau într-o a patra tipografie, oară. Da. Într-o tipografie. Așa. Munca mea e una mai de birou, deși eu n-am propriu zis un birou. Treaba mea e să fac din cărțile pe care le primesc, din manuscrisele pe care le primesc, variantele potențiale maxime, cât de mult se poate. Adică să le aduc la o formă cât mai cizelată și cât mai valoroasă. Claudiu s-a ascuns. Stai aici. Te-ai ascuns. Nu, ce e aici? În biblioteca, mă rog, atâta. Hai, arată-mi biblioteca. Zi-mi puțin de întâlnirile astea, așa, pe scurt. Păi sunt în fiecare duminică, de 5 ani deja spațiul ăsta e gazda. Fiecare duminică asta faci tu? Da.
ascunzi. Ochii nu mai suportă soarele. Aici e iarnă până în aprilie. Primesc peste 100 de manuscrise, probabil 150 de manuscrise în fiecare an. Din astea publicăm 10-12, deci e o treabă destul de atentă de selecție. Munca ta nu e doar să selectezi, da, ci să dai și un asta. Feedback, nu? Asta e treabă de redactor deja. Editor. Da. Îi mai ajut să corecteze pe unde e nevoie, nu? Atât cât mă pricep. Ei, nu fi modest, hai spune acum. Da, mă pricep. Ce e asta? Revista, numărul 22 din 2017, unde Gelu Diaconu, care citește în această seară, are fragmente din noul său volum. Și mai e ceva important ce face casa ta de editură, da. Și anume o revistă. A, revista Poesis Internațional, da. Cum a pornit revista? Ce e cu ea, pe scurt? Revista a pornit la Satu Mare, am avut un impuls din partea lui Dumitru Păcuraru, care m-a chemat acolo și mi-a zis, hai să facem asta. Sub direcția lui, revista a ținut 3 ani, de atunci mă ocup eu de ea, o găsit și pe net. E revista care e deja în al 8-lea an de existență. Da. Și rezistă pentru că ești încăpățânat sau pentru rezistă că se consumă? Rezistă suntem încăpățânați ăștia care ne ocupăm de ea. E foarte greu, da. Dar am făcut cea mai tare revistă de gen din România. O revistă care apare de 2 ori pe an, de fapt e mai mult decât o revistă. E un dita mai volumul, e o antologie de 300 de pagini. Cu foarte multă poezie din toată lumea, cu eseuri, critice, cu cronici, e o treabă serioasă. În fiecare număr sunt traduceri din 20 de literaturi contemporane. Dar cum e asta cu traducerile? Știi că am văzut un film de curând, nu știu dacă îl știi, Patterson, al lui Jim Jarmusch, și da. Chiar am reținut fix textul ăsta, spunea la final că poezia tradusă e ca și cum ai face un duș cu o pelerină de ploaie pe tine. Da, poate fi și așa. De fapt, unii zic că nu există traducere, nu există decât rescriere. Da. Reformatare în limba și în sensibilitatea ta. Despre banii pe care îi aștept dintotdeauna, despre graba asta nebună și despre mine. Dacă ne privesc oameni care nu au citit atât de multe poezie, cam cu ce să înceapă? Să ajungă să iubească arta asta. Să înceapă cu ce le e lor bine să înceapă, nu se potrivește. Adică fiecare om are gusturile, părerile lui. Mie îmi plac câțiva poezi foarte mult și aș zice că eu am pornit de acolo, de la Emil Bota, de la Virgil Mazilescu, de la Mircea Ivănescu, de la Mariana Marin. Sunt poeți poate destul de puțin cunoscuți. Bota probabil e cunoscut mai cu seamă ca actor, dar care cred că pot constitui un fundament așa pentru cineva care vrea să se apuce să citească poezie și să se bucure de asta. Ți se întâmplă să te caute fane, să vină, să te... Prietenul meu fane, da, mă mai caută din când în când, dar numai când are nevoie de bani. Ce să spun, am avut parte și de... Nu? Simpatii feminine și nu numai feminine, de fapt, și datorate poeziei pe care am scris-o. Și vin la tine și au impresia că te cunosc, nu? Da, ceea ce e greșit. Cunosc un dublu al meu de hârtie. Nu mă cunosc pe mine. Tu te cunoști pe tine? Nu, nici vorba. Și de asta scriu, ca să mă înțeleg ceva mai bine. Cu țigările pe terminate și gluga trasă pe cap, pândind la geamul unei benzinării cu luminile stinse. Claudiu, dacă printre cei care ne privesc sunt tineri care vor să scrie poezie, vor să trăiască făcând asta, ai avea să le dai un sfat? Să citească mult e important și nu doar să scrolezi pe net, pe Facebook. Nu, să citească cărți. Să nu fie enfatici. Nu mai merge să scrii poezie cu poze ostentative, cu gestică largă, cu ochii la stele. Să fie firești, să fie simpli. Dar e adevărat că ajungi la simplitate cu greu. Simplitatea se câștigă prin multă muncă. Scriind, aruncând. Trăind intens. De asta zic, să se aștepte la o viață balamucită. Cam atât pentru astăzi. Claudiu este un poet cu o voce puternică în literatura română contemporană. Vă sfătuiesc călduros să-i citiți volumele. Sper că v-a plăcut și vă aștept data viitoare. Vă pup!